Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a transmis faptul că testarea pentru COVID-19 va fi inclusă în certificatul verde, astfel eliminându-se o așa zisă discriminare. Încercăm o întoarcere la normalitate și o întoarcere la un parteneriat cu populația. România a luat aceste măsuri, care par măsuri de relaxare. Prelungirea programului agenților economici cu o oră, mărirea gradului de ocupare a sălilor la 50% de la 30%, renunțarea la restricțiile de circulație din timpul nopții și un lucru care cred că duce la eliminarea unei discriminări. Accesul pe baza certificatului electronic COVID, care include de data aceasta și testarea, a declarat Alexandru Rafila. Ce să zic eu dumneavoastră? Chiar dacă ești vaccinat, tot trebuie să faci testul. Și acum, eu ce să vă zic? Asta rămâne la atitudinea guvernului. Noi suntem măruți pentru atâta lucru de mare. Că ce părere? Da, este foarte bine asta. De ce să nu fie bine? Că testul e mai bun ca să faci vaccinul ăla. Că ăla e mai... care mai are probleme, e mai greu cu probleme. Ce facem? Care este bolnav? Ce ziceți dumneavoastră? Nu așa este. Decât să avem reguli extrem de dure, limitative, care nu sunt respectate, este mai bine să avem o anumită relaxare și cu respectarea riguroasă a tuturor acestor reguli. În paralel, ne pregătim și pentru situația generată de apariția noii tulpini, afirmă ministrul. Eu cred că ar trebui să se vaccineze. Eu sunt pensionară, m-am vaccinat și cu a treia doză. Și eu cred că așa e mai bine pentru cei din jurul nostru, pentru cei dragi, să-i apărăm. Și pe noi, și pe noi să ne apărăm. Da, și mă gândesc că acest certificat este valabil. Este valabil. Faptul că sunt 4 zile, 24 și 25 decembrie, 31 decembrie și 1 ianuarie, în care manifestările în aer liber pot fi organizate fără limitări deosebite, nu înseamnă că trebuie să transformăm aceste manifestări în vector de propagare a infecției.